Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a semnat la București, la Ministerul Dezvoltării PNRR, componenta 5, valul renovării, contractul pentru creșterea eficienței energetice a clădirii principale la Colegiul Național Mihai Minescu. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni. Valoarea contactului este de peste 8,69 milioane lei, iar valoarea totală a investiției este de 9,95 milioane lei. În cadrul proiectului vor fi executate următoarele lucrări, înlocuirea întâmplării interioare și exterioare, izolarea fațadelor, refacerea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea înveritorii din tablă zincată, revizuirea instalațiilor sanitare, revizuirea instalațiilor termice, revizuirea instalațiilor de stingere incendii, se prevăd pompe de căldură pentru încălzire climatizare, de asemenea și panouri solare pentru producerea apă caldă, panouri fotovoltaice pentru iluminat, recuperatoare de căldură cu eficiență energetică ridicată pentru ventilarea mecanică. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni. Iată că după ce vineri am inaugurat grădinița cu program prelungit la Colegiul Mihai Eminescu, la o zi după ziua colegiului, 15 ianuarie, am semnat acest contract important, a subliniat primarul Ion Lungu.